Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sfatul Avocatului. Numele meu este Andreea Susan și voi fi gazda dumneavoastră și în această seară. Ne-am întâlnit din nou pentru a încerca soluționarea problemelor de ordin juridic din viața de zi cu zi. Așadar, tema pe care vom dezbate astă seară este procedura recunoașterii vinovăției. Alături de mine se află domnul avocat Bogdan Tomulețiu, cu care vom dezbate această temă pentru dumneavoastră. Bună seara, domnule avocat! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Pentru început, domnule avocat, haideți să încercăm să dăm o definiție a procedurii recunoașterii vinovăției. Așa cum v-am spus, procedura recunoașterii vinovăției este nou introdusă în codul de procedură penală și dă posibilitatea inculpatului că odată trimis în judecată, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, să procedeze la judecată instanța în sensul că nu se vor mai administra alte probe sau aceleași probe care deja au fost administrate în faza de urmărire penală. Soluția se va pronunța în baza probelor deja administrate. Spuneam că este nouă pentru că a fost introdusă în 2010 în dreptul procesual penal românesc. Dar ce aduce nouă această procedură? Această procedură, în primul rând, dă posibilitatea inculpatului de a avea o soluție într-un timp mult mai scurt, întrucât nu se mai administrează probe de niciun fel, avem o soluție de condamnare într-un timp mult mai scurt. Erau înainte situații în care, deși inculpatul recunoștea săvârșirea faptei, totuși era obligatorie administrarea anumitor probe care deja erau administrate de procuror în fază de urmărire penală. Dar există un termen limită până la care inculpatul își poate manifesta dorința de a uza de această procedură? Da, există un termen limită. Acest articol de care vorbeam, 320 indice 1, introdus prin legea 202 din 2010, ne spune că inculpatul poate beneficia de această procedură până înainte de citirea actului de sesizare. Asta înseamnă că până ca judecătorul se aducă la cunoștință faptele pe care le-a săvârșit, el va putea să anunță instanța că vrea să uzeze de această procedură de recunoaștere a faptelor săvârșite. Dar ce se întâmplă dacă nu se respectă acest termen? În cazul în care acest termen nu se respectă, în sensul că inculpatul nu este prezent sau, deși legal citat, nu a înțeles să se prezinte, instanța este obligată să procedeze la judecată, să dea citire actului de sesizare, să aducă la cunoștință învinuirile care se aduc și, bineînțeles, să procedeze la administrarea de probe. Se intre, de fapt, în cercetarea judecătorească, cum se numește în termen procesual penal. Dar se mai pot administra probe după ce se utilizează această procedură? Da, articolul ne vorbește de o singură probă admisă, și anume cea a înscrisurilor. Alte probe, dacă inculpatul uzează de această procedură, nu vor mai putea fi administrate în ceea ce privește latura penală. Deci ar putea să depună înscrisuri în circumstanțiere, adică înscrisuri prin care să dovedească buna conduită dinainte de săvârșirea faptei sau raportat la situația lui, dacă este căsătorit, are copii minori în întreținere și așa mai departe. Avem și o întrebare pentru dumneavoastră. Ce se întâmplă dacă sunt mai mulți inculpați în cauză și doar unul sau unii din ei înțeleg să uzeze de această procedură? Cum îi va afecta acest lucru pe ceilalți? Este o întrebare interesantă. În situația în care avem mai mulți inculpați în dosar, unii doresc și înțeleg să uzeze de procedura recunoașterii. Aceștia vor recunoaște la momentul la care instanța pune în discuție acest aspect. Ar trebui să se disjungă cauza, spun ar trebui pentru că nu avem deocamdată la nivel național o jurisprudență în acest sens, dar ar trebui să se disjungă cauza în ceea ce îi privește, să se pronunțe o hotărâre de condamnare pentru ei, iar pentru ceilalți, în noul dosar, urmează să se procedeze la judecată, dacă ceilalți, bineînțeles, nu înțeleg să recunoască vinovăția faptelor. Dar care sunt soluțiile care se pot da odată ce inculpatul a înțeles să își recunoască vinovăția și să apeleze la 320 indice 1? Se mai poate pune problema de achitare? Același aspect spun că nu este deocamdată definitivat la nivel jurisprudențial. Spunem noi că odată ce se, așa spune și jurisprudența, așa spune și doctrina, odată ce inculpatul a înțeles să beneficieze de această procedură, înseamnă că își recunoaște vinovăția și implicit săvârșirea faptelor, ca atare articolul 320 indice 1 vorbește de o soluție de condamnare. Totuși, am văzut și sunt soluții în practică de achitarea inculpatului, dar cu privire la
un alt articol din cod, în sensul că nu, infracțiunea nu prezintă gradul de pericol social. Ce înseamnă? Spre exemplu, X merge și fură din lanul de porumb. Câțiva ștulezi de porumb. Ei, infracțiunea în sine prezintă tipicitatea unei infracțiuni de furt. Însă, pentru că avem o valoare foarte mică și valoarea socială protejată este una mică, pentru o sumă este foarte mică ca și prejudiciu, putem vorbi de o lipsă de pericol social al acestei fapte. Și în aceste situații, instanța, dacă se ajunge până la trimiterea în judecată a inculpatului pentru astfel de faptă, cum am făcut mențiunea, ar putea, deși acesta își recunoaște fapta, ar putea, uzând această procedură, să meargă pe o achitare, dar, cum vă spuneam, pe lipsa unui pericol social. Pentru alte motive, nu cred că s-ar putea întrevedea o soluție de achitare. Și să presupunem că există un pericol social? În cazul în care există pericol social, atunci vorbim de o soluție de condamnare. Articolul la care facem referire, 320.1, exact la asta se referă în aliniatul 7, la instanța va condamna în baza probelor administrate în faza de urmăriri penale. Nu vorbește de o soluție de achitare. Dar există situații în care inculpatul dorește să beneficieze de procedură specială și instanța îi respinge cererea? Da, se poate. Sunt întâlnite în practică și astfel de situații. De obicei omul vine și ne spune că recunoaște săvârșirea faptelor, însă la momentul la care dă declarația, constatăm și noi și instanța că declarația nu concordă cu ceea ce se reține în starea de fapt din actul de sesizare, din rechizitoriu. Și atunci instanța nu va putea să ia act de recunoaștere a inculpatului în condițiile în care starea de fapt descrisă de el nu se regăsește în ceea ce procurorul a reținut ca starea de fapt. Mai este o situație posibil întâlnită, în situația în care, lecturând dosarul, la momentul în care instanța este sesizată cu dosarul respectiv, își dă seama că nu există probe din care să rezulte vinovăția. Și atunci, neexistând probe din care să rezulte vinovăția, chiar dacă inculpatul recunoaște, recunoașterea nu poate fi regina probelor. Și atunci putem spune că trebuie administrate probe în sensul ăsta. În această situație, eu cred și instanțele așa procedează, resping cererea de a merge pe 320 în decembrie. Dacă odată ce inculpatul a optat pentru procedura specială, mai poate să renunțe la ea și să urmeze calea dreptului comun? Nu cred, din punctul meu de vedere și din ce am văzut în practică, nu se mai poate renunța. Mai ales nici timpul nu-ți permite, pentru că avem recunoașterea la primul termen la care este legal citat și inculpatul și celelalte părți. Dacă recunoaște, pentru el se termină în ceea ce privește latura penală și ca atare n-ar mai putea să revină, cu atât mai puțin în faza de atac a apelului sau a recursului. Cred că revenirea nu mai poate opera și din prisma faptului că nu mai sunt administrate niciun fel de probe în faza de judecată. Nu mai putem vorbi de o revenire asupra recunoașterii și în fazele de atac, însemnând apel sau recurs, să readministrăm probe. Deci, din acest punct de vedere, cred că nu există această posibilitate de a reveni asupra recunoașterii. Dar care sunt efectele utilizării acestei proceduri? Dacă inculpatul înțelege să-și recunoască faptele pentru care a fost trimis în judecată, articolul 320 indice 1 este, sau operează ca și o circumstanță atenuantă, în sensul că îi se reduc limitele de pedeapsă. E foarte important. Nu îi se reduce pedeapsa efectiv acordată. Pentru anumite infracțiuni, limitele de pedeapsă, să spunem, de exemplu, sunt de la 3 ani la 9 ani. Ei, acestea se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei cu amenda se reduc la jumătate. Aceste limite, deci individualizarea pedepsei, se face între, în exemplu dat, între 2 ani și 6 ani. Nu se reduce pedeapsa efectiv acordată. E important de reținut, pentru că multă lume se așteaptă ca să primească o pedeapsă după care să se aplice această reducere, dar reducerea se face efectiv pe limitele de pedeapsă din maximul special prevăzut de lege. Dar se mai poate ataca o astfel de hotărâre în condițiile în care inculpatul a recunoscut săvârșirea faptelor? O astfel de hotărâre se poate ataca. Se poate ataca tocmai din prisma individualizării. Inculpatul în faza de judecată, în prima instanță, își recunoaște săvârșirea faptelor, nu se mai administrează alte probe și se ajunge la o soluție de condamnare. Ei, este posibil ca inculpatul, raportat la cuantumul pedepsei, să nu fie mulțumit și ca atare poate face apel sau recurs, depinde despre ce infracțiune vorbim, urmând ca instanța de control
să individualizeze pedeapsa. Ca atare, instanța de control nu va mai lua în calcul vinovăția sau anumite probe administrate cu care inculpatul, să zicem, ulterior nu mai este de acord. Va avea în vedere doar individualizarea faptei. Dacă, spre exemplu, i s-a aplicat o pedeapsă de 5 ani în fața instanței de recurs, ne putem plânge doar de acest aspect, de faptul că pedeapsa este mult prea mare prin raportare la alte circumstanțe pe care inculpatul le are. Și atunci poate instanța de recurs sau de apel să aplice o pedeapsă mai mică, de 3 ani, spre exemplu. Deci cam asta ar fi. Nu s-ar putea aduce în discuție alte elemente decât cele legate de individualizarea faptei și, bineînțeles, de stabilirea și încadrarea în drept. Că poate în fața instanței de fond este trimis în judecată pentru tâlhărie și inculpatul dorește schimbarea încadrării juridice din tâlhărie în furt, spre exemplu. Și atunci, acest aspect, dacă instanța de fond îl respinge și reține totuși infracțiunea de tâlhărie pentru care a fost trimis în judecată, putem ataca în recurs cu privire la încadrarea juridică. Pot să recunosc fapta săvârșită, dar nu și încadrarea pe care procurorul și ulterior instanța o dă. Deci aici se poate obiecta și ce se întâmplă în situația în care face recurs. Cât timp se amână procesul? În recurs, depinde, dacă vorbim de recurs ca singură cale de atac și ne referim la individualizare, la un prim termen, dacă procedura este legal îndeplinită, de obicei se soluționează astfel de cauze. Ca atare, durează mai mult până ajunge dosarul de la instanța de fond la instanța de recurs. Nu durează foarte mult, tocmai asta a fost și raționamentul pentru care a fost introdusă această procedură, pentru a urgenta soluționarea astfel de cauze. Este o procedură întâlnită și în celelalte legislații europene, este o procedură în concordanță cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Inculpatul are dreptul, dacă dorește, să renunțe la administrarea de probe pentru dovedirea nevinovăției și ca atare se scurtează foarte mult termenele de soluționare a unor astfel de procese, mai ales dacă inculpatul își recunoaște fapta. Nu există niciun fel de impediment. Așadar, dacă își recunoaște faptul, aia pedeapsă mai mică. Da, îi se aplică o pedeapsă mai mică. Oricum și până la introducerea acestui articol aveam așa numitele circumstanțe atenuante, printre care era și cea a recunoașterii. Dacă recunoșteai fapta și regretai săvârșirea faptei, beneficiai de o reducere. Aceasta există și este dintotdeauna, nu este nou introdusă. Chestia nouă este că se introduce cu privire la procedură. Scurtăm puțin termenele, scurtăm perioada de soluționare a cauzelor, dar beneficiază de fapt de aceeași reducere a pedepsei. Am înțeles. Și acum, către final, ce sfat dați dumneavoastră în calitate de avocat persoanelor care se confruntă cu astfel de probleme? Pe de o parte, este foarte important de văzut, nu mă pot pronunța la nivel general, e important de văzut dosarul, e important de văzut complexitatea cauzei. Suntem tentați câteodată, trimiși în judecată, vorbesc din experiența cu clienții pe care i-am, să recunoaștem anumite fapte care nu sunt tocmai așa cum au fost reținute în rechizitoriu. Și ca atare, pentru aceste persoane le-aș recomanda să nu meargă și să nu se hazardeze să apeleze la o astfel de procedură în condițiile în care n-au înțeles pe deplin acuzațiile care li se aduc și faptele care li se impută. În alte situații în care lucrurile poate sunt mai clare și vorbim de infracțiuni simple pe care inculpatul le recunoaște, este o procedură de urmat din punctul meu de vedere, pentru că oricum se ajunge la aceleași aspecte. Se ajunge la o condamnare, chiar dacă și-ar recunoaște și s-ar administra probe, s-ar ajunge la acea soluție de condamnare, poate beneficiază și de o reducere a cuantumului de pedeapsă. Ca atare, depinde foarte mult de la caz la caz și de la complexitatea cauzei de la un dosar la altul. V-am auzit vorbind despre persoane nevinovate care iau asupra lor vina altuia sau fapta altuia. Ce se întâmplă în momentul în care se stabilește că eu sunt nevinovat, merg la tribunal și mi-asum responsabilitatea faptului altcuiva? Depinde de probele care sunt administrate în dosar. Acum judecătorul, fiind investit cu soluționarea unui anumit dosar penal, va putea stabili dacă acea persoană este sau nu vinovată în urma probelor pe care înțelege să le administreze. De aceea vă spun că nu e obligatoriu ca instanța, în cazul în care inculpatul dorește să își recunoască vinovăția, instanța să-i și admită o astfel de cerere. Instanța, în condițiile în care apreciază că nu există probe suficiente pentru a stabili vinovăția,
Chiar dacă, cum spunea dumneavoastră, inculpatul dorește să atragă întreaga vină asupra lui, se vor administra probe, cred că aceasta este soluția normală. Se vor administra probe, iar în urma probelor administrate în faza instanței, în fața instanței, se va putea stabili vinovăția. Dacă cred că aceasta este soluția de urmat. Presupun că în momentul în care cineva își recunoaște vinovăția, nu se mai închetează foarte mult cazul, nu? Nu e totdeauna așa, pentru că această recunoaștere a vinovăției trebuie, așa ne spune și codul de procedură penală, trebuie coroborată și cu alte probe. Nu putem să trimitem în judecată și ulterior să condamnăm o persoană care poate... Probabil nu are discernământ. Ei, în condițiile în care nu are discernământ, aici ar interveni o altă discuție, dacă persoana respectivă a fost sau nu pusă sub interdicție anterior sau dacă discernământul era abolit la momentul săvârșirii faptei sau era diminuat. E important de știut că înlătură răspunderea penală doar un discernământ abolit la momentul săvârșirii faptei. Dacă era parțial diminuat, atunci putem vorbi de o eventuală reducere a limitelor de pedeapsă. Dar dacă discernământul exista și totuși era diminuat, puțin diminuat sau diminuat, atunci vorbim totuși de o persoană care avea cât de cât habar de ceea ce face la momentul respectiv. Deci cunoștea ceea ce face. Și n-a mai putea vorbi atunci de o soluție de achitare. Dacă avea discernământul abolit, atunci fără doar și poate vorbim de o soluție de achitare, pentru că se înlătură răspunderea penală a unor astfel de fapte săvârșite într-o atare condiție. Înțeles. Și revenind la subiectul nostru din această seară, sfătuim oamenii care... Să se adreseze în primul rând unui avocat. Sunt pentru o mare majoritate din infracțiunile pentru care se trimit în judecată, beneficiază de un apărător din oficiu. Dacă nu-și permit să contacteze apărătorul din oficiu desemnat și să discute cu el problema, tocmai pentru a putea să-i ofere întreaga dimensiune și complexitatea problemei, să știe pe ce să se bazeze în fața instanței. Dacă își permit un avocat, să apeleze la sfatul unui avocat, tocmai pentru a nu recunoaște fapte pe care nu le-au săvârșit și care sunt prinse în sarcină, prin actul de sesizare, prin rechizitorii. Așa este. Mulțumim frumos pentru prezență. Sperăm că să reveniți la noi în studio și cu alte subiecte. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și eu o să revin cu alte subiecte pe care poate telespectatorii ne le vor propune. Așteptăm. Mulțumim. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția din această seară. Eu voi aștepta în continuare noi sugestii pentru subiectul emisiunii următoare, pentru că problemele dumneavoastră contează. Vă doresc numai bine. La revedere!